Seara tuturor, am revenit cu partea a doua pentru cei născuți în zodia leului sau care au soare, lună, Venus, ori ascendent în leu. Să nu uităm că încercați să puneți capăt unei legături, da? Poate să fie cu un scorpion sau voi aveți planete în scorpion, cu o persoană în semn de foc, nu neapărat leu, poate sunteți voi care vreți să vă depărtați de această relație. Are o relație care unuia dintre voi v-a adus o stare de stres mental și parcă și vă stresul mental ar trebui să fie undeva aici, unde este tentația pe Mercur, da, diavolul pe Mercur. Poate așteptați un mesaj de împăcare, poate cineva, persoana, o persoană apropiată a avut o aventură, a avut un copil la care a trebuit să renunțe, un avort, da? Aventură, copil, avort, pasiune, stres mental, da? Cu altcineva și vă gândiți la toată această poveste și vă intoxică gândurile și mintea această poveste. Poate tentația a fost a cuiva din viața voastră, nu neapărat a voastră. Dar sunt multe variante, rămâne să vă alegeți ceea ce vă reprezintă. Pentru că e o citire destul de scurtă până la urmă, adică nu poți afla doar din câteva cărți atâtea detalii, fiind și etalare colectivă. În fine, scurtă, eu zic că totuși încerc să citesc cât mai pendelete fiecare carte și să vă dau variante. 15 minute, 15 minute se face cam jumătate de oră și nu e totuși puțin. În fine, ce în sufletul lor? Două de monede. După cum vedeți, trebuie să facă echilibristică cu două lucruri. Poate cu două relații. Poate sunteți voi și altă persoană și din acest motiv devin toxici, devin dezechilibrați, da? Poate trebuie să se echilibreze între viața lor personală și viața lor publică, profesională. Poate trebuie să-și echilibreze finanțele. E o persoană care trebuie să-și găsească echilibru. Să nu uităm că aici este un 8, un semnul infinitului și trebuie să intre în această mișcare, în această direcție spirituală. Dar deocamdată sunt într-o zonă foarte materialistă și nu se pot echilibra. Este în poziția lunii, da? Deci luna lor este foarte schimbătoare. Probabil au stări care se schimbă foarte rapid. Mercurul lor, valetul de spade, e ca și acest valet, este vorba de un mesaj. Poate își doresc în poziția lui Mercur să comunice cu voi, dar comunicarea nu este pe măsura energiilor intense care se arată, cel puțin în etalarea voastră. V-ați dori niște explicații pentru acest diavol și ei vin cu niște puerilități. Poate în loc să vină cu mesaj, vă urmăresc, vă spionează și din acest motiv aveți diavolul în preajmă. Ei ar putea să fie acest diavol care vă urmărește fiecare pas. Poate și mai mult decât pasul, vă mai urmărește și vă urmăresc cu cine vă întâlniți, cu cine ce vorbiți, eu știu ce altfel de urmăriri fac, un spionaj copilăresc absurd care nu și are rostul, așa simt. 9 de cupe, martele lor sau ce manifestă în public? În public arată de ca și când sunt super fericiți. Sunt super fericiți. Ei au împlinit, au umplut toate cupele, nu mai contează. Nu știe lumea dacă aceste cupe chiar sunt pline, chiar sunt pline cu lucruri pozitive sau și cu pelin. Da? Ei arată de ca și când a ajuns la o stare de abundență aproape de maxim. Da, foarte aproape. Dar asta arată, nu neapărat că și sunt. Se pare că în inimă și în minte, asta sunt. Asta sunt. Doi de monede și valetul de spade, care nu simt că a reprezenta o energie super evoluată. Nu vă supărați. De ce le este frică? De regele de monede. Și nu întâmplător. Regele de monede e poziția unui om autoritar,
militar, un om care a muncit pentru fiecare lucru pe care l-a obținut, n-a obținut nimic așa pe ochi frumoși, cum se zice, da, în românește. Este o poziție de autoritate, este o poziție socială, politică, este un financiar, echilibru, nu echilibru, abundență financiară și ea un suflet, ce? Două de monede. Și e clar, pentru că ei sunt dezechilibrați, nu știu ce să aleagă, cu cine, pentru cine să simt, pentru X sau pentru Y, pentru bani sau pentru, eu știu, persoana de lângă mine. Sunt confuze, așa îi simt. Și le este frică că nu vor ajunge la această poziție. Păi nici n-au cum cu această poziție care e foarte similară, foarte asemănătoare cu Marele Preot. Semn de pământ, Marele Preot e Taur, acesta poate să fie Taur, Fecioară sau Capricorn, le este frică, poate le este frică de cineva în semnul ăsta, da? Sau care manifestă această autoritate. Poate să le fie teamă de tatăl lor. E o poziție poate pe care o frică pe care au căpătat-o în copilărie și din cauza asta se manifestă atât de dezechilibrat și eventual simt că ei sunt cei toxici. Ce mai poate fi? Voi vă doriți un angajament, dar acești oameni nu pot să vi-l dea, nu pot să vi-l ofere și din acest motiv devin toxici. Și uitați ce frumos comunică cărțile. Regele de monede, care e o persoană foarte angajată și foarte serioasă, sobră, da, din poziția fricii, pentru că nu pot să se angajeze în relații serioase, într-o muncă serioasă de viitor. Ce își doresc? Da, își doresc să poată să aleagă. Pentru că și doi de monede, și doi de cupe. Fiți atenți, mai aveți și voi doi de cupe, doi de monede și de săbii. Fiți atenți, dacă vedeți 2-2-2, probabil că e un mesaj ce se întâmplă în acea perioadă, pentru că ați avut 3 de 2, da? 3 de 2. Da, ei emoțional nu sunt echilibrați și își doresc să aleagă. Să aleagă între ce? Între voi și altcineva, bănuiesc. Între tatăl care le-a produs o frică teribilă de-a lungul copilăriei, probabil, sau această personalitate, poate nu e tatăl, poate e la job, un om foarte important, de care le e frică. Da? Și totuși, trebuie să se conecteze la intuiția lor, ceea ce nu prea îi văd făcând. Să încerc eventual o clarificare. Ce reușesc într-un final de februarie, au 7 de monede, să aștepte. Probabil că trebuie să pună într-adevăr osul la treabă, să muncească, da? Să muncească cu emoțiile lor, să le echilibreze. Și de la 2 la 7 e cale lungă. Regele de monede e și mai departe, oricum, da, e și în poziția fricii că nu vor atinge. Să aștepte, asta e o poziție a unui om care așteaptă roadele muncii. Trebuie să depună efort în această relație cu voi, da? Sau cu oricine altcineva. Deși am senzația că persoana care v-a apărut, am senzația că persoana care v-a apărut l-ar reprezenta pe diavol și mai puțin pe sufletul pereche. Dacă cumva acest diavol e sufletul vostru pereche, mai are mult de lucru pentru că trebuie să depășească starea aceasta toxică în care se află. Dați-mi voie să pun o clarificare pe 2 de spade. Ce își doresc ei să aleagă între cine și cine? 2 de spade, te rog. 2 de spade, te rog frumos. De spade. Ce își doresc să aleagă, să se conecteze la intuiția lor și în momentul în care se conectează la intuiția lor, ies din stresul mental în care se aflau. Am senzația că a fost și mai devreme, da? Stresul mental. O cușcă mentală în care se află. Sau, pentru unii dintre voi,
ar putea fi. E foarte similară energia. Diavolul în poziția lui Mercur și cușca mentală. Poate și-ar dori să vă lege mental în continuare. Dar acest mesaj este doar pentru foarte puțin dintre voi. Pentru foarte puțin dintre voi. Clarificăm, te rog frumos, 8 de spade. Turnul. Da. Turnul reprezintă ori o despărțire, o ruptură, un eveniment neașteptat, ori o trezire neașteptată. Poate să fie acel trăsnet care, da, distruge turnul, dar distruge și această cușcă mentală, aceste săbii. Poate să fie trăsnetul care distruge această relație, dar sau ceva din viața lor, nu neapărat această relație, ceva din viața lor, dar le aduce prin intuiție și o trezire spirituală. E complicat, e foarte complicat. Foarte complicat. Am senzația că vorbim în acest moment de două persoane în viața voastră. Și ce mi-a apărut aici este cartea pe care o țin ca și înlocuire pentru 10 de monede. Și este în poziția inversă. Da? În poziția inversă, adică cineva ori a fost o căsătorie care n-a mers bine, da? A devenit toxică, eventual vă face în continuare ceva, vrea să vă mențină într-o cușcă mentală, le este frică să se trezească la spiritualitate, le este... Ia uite, trei de cupe. Da, e complicată povestea, e foarte complicată. Așa simt. Așa simt. 10 de monede poate să fie și imaginea unei familii perfecte, familii adunate, care construiește împreună un viitor. Probabil că nu sunt în stare cu asemenea energie, cu doi de monede, cu valetul de spade, cu regele de monede în poziția fricii, aici tatăl, e o frică paternă, frică de a deveni tată, frică de a deveni șef de familie. Și-ar dori, dar nu știu cum, pentru că poate n-a avut un model excelent în acest tată, în acest lider care îi marchează într-un fel. Deja simt că am obosit. Această citire mă obosește foarte mult. Aș putea să mai caut niște clarificatori. Ia uite ce mi-a apărut. În alta mi-a apărut Oracle Cards. Probabil că ascultând aceste etalări primiți niște răspunsuri, aflați niște subtilități în povestea voastră care vă ajută. Un sfat, vă rog frumos, pentru cei născuți în zodia leului pentru februarie 2019. Un sfat, vă sfat pentru... ca și venit. Mi-a apărut You're on the right path. Adică ești pe calea ta cea bună. Dar interesant este că mi-a apărut în poziție inversă. Luați ce considerați de cuvință. Este posibil să nu fiți pe drumul vostru dacă vă legați de acest om, de această persoană în continuare, îi permiteți să vă lege. Am senzația că e o persoană din trecut. Da? Mai există o altă variantă și vă dau rapid. Dacă persoana a doua, da, este sufletul vostru pereche care v-a apărut în suflet, haideți să venim așa. Simt că aveți nevoie, că voi aveți nevoie să vă echilibrați emoțional, da? Își doresc să comunice cu voi anumite lucruri care să vă ajute eventual să depășiți această relație toxică. Ar dori să manifeste o stare de abundență emoțională dacă vă întâlniți, da? Le este frică că nu veți fi soțul lor sau soția lor, că nu veți reuși să intrați în autoritatea voastră din cauza acestui
diavol, le este frică că voi nu veți reuși, își doresc ca voi să vă puteți decide între diavol și sufletul pereche, între ei și cel din trecut sau cea din trecut, își doresc ca voi să ieșiți din această cușcă mentală, poate că și ei își fac griji pentru voi, că doar își doresc să comunice, da? Își doresc să vă rupeți voi, turnul să fie o ruptură, să vă despărțiți voi de acest diavol de trecut și sunt dispus să mai aștepte încă un pic pentru această relație.